2020 este anul investițiilor de anvergură în infrastructura rutieră și pietonală în Slatina. Zeci de străzi, tronsoane și trotuare degradate au fost asfaltate și modernizate. În foarte multe dintre cartierele Slatinei, fie că este vorba de zonele de blocuri sau cele de case, imaginea de ansamblu este cu totul diferită acum. Zonele în care odinioară erau gropi și denivelări sau porțiuni de balast beneficiază acum de un covor asfaltic nou. Reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina spun că este dificil să deschizi în același timp mai multe șantiere de lucru. Însă până în acest moment, toate lucrările au fost atent urmărite și s-au respectat termenele prevăzute, unele fiind finalizate chiar mai devreme. Până acum lucrările au mers destul de bine, ne aflăm în grafic întotdeauna, vom termina mult înainte de termenul limită. Sunt destul de multe lucrări pornite cam în aceeași perioadă, însă sunt urmărite destul de bine, constructorii chiar își fac partea care ține de dumnealor, astfel încât într-un fel ne ajută, iar proiectanții, ca așa cum se întâmplă la toate lucrările, ne susțin întotdeauna. Potrivit acordului cadru semnat de primăria Slatina, lucrările de asfaltare nu se vor opri aici. În perioada imediat următoare, mai multe străzi din interiorul orașului, dar și din cartierele Satul Nou și Sărăcești vor intra într-un amplu proces de modernizare a carosabilului. Continuăm cu celelalte lucrări pe raza municipiului, vom da drumul în continuare și în al doilea strat, pe strada Nucului, întrucât acolo a fost o problemă legată de canalizare, a trebuit să asistăm o perioadă. Continuăm cu zona de jos a orașului, fântânilor, Zăvoiului, fundătura Zăvoiului. Am semnat deja pentru perioada următoare, nu știm exact când intrăm, va dura procedura de obținere a autorizațiilor, de avize, etc. Am semnat garoafelor, zambilelor din Progresul, strada Arcului, partea betonată, și în Satul Nou, Nordului și Vadul. Deci acest grup de 5 și sperăm să înceapă în toamna asta. Toate aceste lucrări fac parte din planul de dezvoltare a infrastructurii locale demarat de primăria Slatina. Obiectivul principal este acela de modernizare a întregii rețele de străzi a municipiului, astfel încât toți slătinenii, indiferent de cartierul în care locuiesc, să circule în cele mai bune condiții.